Doamna Loredana și doamna Ana au avut o conversație în bucătărie. Se pare că doamna Loredana vrea să știe ce prietene are și în casă și uh, cere prietenia mamelor. Era un... lângă chiuvetă și uh, probabil că părea așa puțin uh, o sunflată doamna Loredana și... Doamna Ana a zis să nu cumva să dea naiba să fi supărată cum pe mine, că ai de-a face cu mine ceva de genul. Și um, doamna Loredana a zis că nu mai vorbește cu dânsa și doamna Ana a zis că nu cred că poți face alt, asta, nu mai face promisiuni de genul ăsta, că n-ai cum să de ele, că nu te las eu. Îi explica apoi că Însă chiar dacă mai zice una alta, nu poate să țină supărarea și doamna Ana trebuie să vorbească după ce își spune ce are de spus cu o prietenă, nu rămâne supărată și doamna, Eleon, doamna Loredana îi spunea, am crezut că suntem prietene, dacă nu mai suntem, mă duc și îmi caut altă prietenă. Și au plecat, râzând, așa până la urmă, cele două doamne spre Living, și au întâlnit-o și pe doamna Eleonora pe drum, care avea nu știu ce probleme cu borcanul de murături. Doamna Loredana îi spunea că o să rezolve ea treaba asta cu murăturile și la sfârșit o întreabă pe doamna Eleonora, da, vrei să fii prietena mea? Și doamna Eleonora, da! <laughs> se pare că se fac tabere și între mame acolo și se caută alianțe și uh, prietenii.